Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu alegerii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Din Sfânta Evanghelie de astăzi, de la Matei, capitolul 26, versetele 26, 27 și 28. Preacuvioși și preacucerniși părinți, și iubiți frați și surori, joia cea mare, în tradiția noastră creștină, are o importanță deosebită. Patru lucruri, măcar patru lucruri, petrecute în această zi, trebuie subliniate. Spălarea picioarelor ucenicilor de către Domnul Iisus Hristos, cina cea de taină la care să instituie Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, rugăciunea cea arhierească din Ghețiman și vânzarea făcută de Iuda. Nu mă voi opri la toate patru, ci mă voi opri la un lucru foarte important pe care îl știți cu toții, dar pe care merită să-l și subliniem în această zi. Și anume, faptul că în Joia Mare Domnul Iisus Hristos instituie Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. De aceea mi-am și început cuvântul cu aceste trei versete din Scriptură. Pe când mâncau ei, la cine așa de taină? Pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, afrând și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați! Acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, alegerii noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. A instituit Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, cea mai importantă slujbă a Bisericii creștine, pe care o oficiem mereu și la care inima noastră de creștini ne îndeamnă să participăm măcar duminica. Multe lucruri importante se pot spune despre Sfânta Liturghie. Oricum, îl auziți pe Mântuitorul Iisus Hristos: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Adică nu simbolizează pâinea trupul meu, ci este, devine trupul meu prin rugăciunile care se fac la Sfânta Liturghie de invocare a Duhului Sfânt. Așa că, minimorum, din îndatorirea noastră creștină este aceea, ca duminica să participăm la Sfânta și la Dumnezeiasca liturghie. E adevărat, iubiți frați și surori, că trăim într-o lume care se secularizează. Mulți credincioși realizează cât de importantă e săptămâna pătimirilor.
dar sunt mulți care, mai ales că se suprapune și sărbătoarea de 1 mai peste săptămâna patimilor, sunt mulți care nu mai sesizează cât de importantă este participarea noastră la Sfintele și la Dumnezeieștile slujbe. Acum, ca să ne fie mai pe înțeles, voi repeta o întâmplare pe care v-am mai pus-o la suflet. Da, ea a fost consemnată de un tâlcuitor al Sfintei Liturghii, pentru că astăzi, în Joia Mare, se instituie Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și autorul acesta este Ștefan Anagnastopoulos, un grec. Și în cartea lui, la un moment dat, ne relatează un lucru care nu-i specific numai intelectualilor din Grecia. El este specific și multor intelectuali din România. Un domn Costas, mare intelectual, dorea să participe la tradițiile de Paști și de Crăciun în satul lui natal, însă la biserică nu mergea. Nu dorea să meargă la Sfânta Liturghie, lucru pe care îl putem întâlni și la noi în România și la noi în Cluj. Și odată de sărbători s-a dus în satul lui natal, la vierișorul lui, el stătea la Atena. S-a dus și vierișorul lui a zis, noi mergem la biserică. După ce ne întoarcem de la biserică, organizăm o masă mare și respectăm tradițiile și o să vă tihnească, pentru că de aceasta ați venit să participați la tradițiile sărbători. A rămas acasă, însă s-a plictisit. Și la un moment dat, a plecat să vadă și el ce fac rudeniile lui la biserică. A intrat în biserică și tocmai atunci părintele făcea rugăciunile de invocare a Duhului Sfânt, rugăciuni care prefac prescura și vinul în trupul și în sângele Domnului. Ce a văzut domnul Costan? A văzut în potir un copil prea frumos. Ceilalți credincioși observau așa cum vedem și noi, Sfânta Cuminecătură sub chipul pâinii și a vinului. În momentul în care părintele i-a poftit pe credincioși să se împărtășească cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, el a văzut că pruncul cel prea frumos este tranșat și împărțit bucățele în potir și apoi credincioșii venind rând pe rând s-au împărtășit cu trupul și cu sângele copilului. A căzut în genunchi și a exclamat, cred, Doamne, cred! Și din momentul acela, în fiecare duminică a participat și el la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. V-am relatat această întâmplare, care vi s-ar părea banală, dar întărește în sufletele noastre, în sufletele dumneavoastră, râvna și credința față de ceea ce se întâmplă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care a fost instituită în Joia cea Mare. Meditând la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care e cea mai importantă slujbă a Bisericii, teologul Nichifor Crahainic a scris o poezie minunată. Am mai repetat-o de multe ori. Și ea se cheamă Cântecul Potirului.
Și poezia rezumă ceea ce se întâmplă acum la Sfânta și la Dumnezeiasca liturghie. Vă citesc. Când holda tăiată de secer fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic un fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba Domnului nostru Hristos. Când pâinea în cuptor se mâna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea dând abur de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, rănește-mă, mană de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de vite ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine spunându-mi povestea. Copilie grăire, probonele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os din casnele Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, când culețul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, zdrobind nestemate, ce lasă ca rana și voaie înspumate, copiile grăiră, e mus sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sevă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi al neamului meu. Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângerează în struguri și frânge-te în pâine, tu viață de-a pururi a neamului meu. E un mod artistic de a exprima această lucrare minunată pe care Dumnezeu o face la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, așa cum ați auzit când s-a citit Apostolul, ne-a descris nouă cum să oficia Sfânta și Dumnezeiasca liturghie în primul veac. Iar, vrând să rezume, în capitolul 10 al epistolei, în versetul 16, zice așa: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi Sfântul Pavel, în capitolul 11, după ce descrie Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, zice: ori de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni. Nu v-am spus lucruri noi, sunt lucruri pe care frățiile voastre le știți la fel de bine ca și mine. Le-am repetat în această zi importantă, mare, în care a fost instituită Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Amin.